Bună seara, domnilor și domnilor! Începem acum un nou webinar sub egida Admiral Markets și îmi face mare plăcere să putem comenta pentru dumneavoastră ceea ce se întâmplă în piețe în acest moment și outlook-ul acestora, al piețelor, zic, în special datorită faptului că avem maxim istoric pe cotația S&P pentru indicele S&P 500 din Statele Unite, undeva în zona, la nivel de indice, spun, în zona a 2140 de puncte. Avem o situație interesantă și pe cotația dolar-yen, aproximativ 2% de creștere pentru dolar în raport cu yenul japonez, la 102,66, și asta ca urmare. Și pe Nikkei avem creșteri puternice. Da, da, da. Ca urmare a rezultatului alegerilor care au avut loc acolo. Și avem aproximativ 4% și pentru Nikkei 225. Și avem și creșteri consistente și în Europa. 2% pentru DAX 30 din Germania, 1,33% pentru FTSE 100 de la Londra. Parisul și el în teritoriu pozitiv, pe plus acum cu 1,77%. E, și parte din, de fapt, putem spune, risc eu să spun că avem de a face cu un cumul de factori pozitivi în piețe. Detensionare în ceea ce privește Brexitul, da, nu mai contează din punct de vedere piețe. Piețe de capital, spun, și piețe de datorii, piețele titlurilor suverane, ale obligațiunilor, rămâne doar la nivel de liră sterlină să se deconteze situația generată în urma referendumului. La nivel de piețe de capital, spun, lucrurile stau foarte bine. Din ce cauză? Pe semne că toată lumea pune în preț că orice fel de situație mai tensionată din piețe și din sistemul financiar bancar de acolo va fi rezolvată de Bank of England de una singură, iar dacă nu va reuși, va fi rezolvată de Bank of England printr-un intervenționism, să spun așa, făcut împreună cu restul băncilor centrale. Și mai departe, la nivel de sistem financiar local, am văzut mesaje multiple care veneau pe ideea, în caz de ceva reducem dobândă, dacă o fi facem și quantitative easing în regulă și o să ne gândim și să relaxăm condițiile de capital pentru băncile din regatul Marii Britanii. Până la urmă e așa, de adecvare a capitalului. E așa cum îți spuneam eu săptămâna trecută că băncile centrale au intervenit semnificativ și că ele practic au ținut piața în momentele astea să nu pice și că chiar au întors. Au intervenit semnificativ pe verbal intervention, nu pe nu în piețe. N-a cumpărat nimeni acțiuni. Crezi că era suficient doar verbal intervention? Da, cel puțin până acum. Nu cred că a cumpărat acțiuni din componența indicelui FTSE 100 de la Londra. Continui să cred acest lucru și să mă situez pe o traiectorie divergentă, să spun așa, pe o concluzie divergentă față de tine. Nu cred că au cumpărat. Eu sunt convins că au fost mult mai active decât se presupune. Poate vom afla, poate nu vom afla niciodată ce și cât și cum. Poate vom afla undeva peste o perioadă de timp mai relevant. Dar am discutat aseară cu un fost coleg de-al meu care lucrează de vreo 10-11 ani în City-ul londonez. Pe parte de trading, investing și așa mai departe. Și am discutat cu el exact acest aspect și mi-a spus opinia lui, coincide cu a mea. Spunea că nu este în regulă ceea ce se întâmplă, dar așa se întâmplă. Discutăm despre o frică de a vinde.
Exact așa se exprimă. Deci, la modul că pentru toată lumea de acolo sau pentru marea majoritate a industriei de acolo, a celor care fac parte din industrie și decid investiții și portofolii și așa mai departe, repet, le este frică să vândă. Le este frică să vândă de ce? Și atunci nimeni nu vinde. Și atunci nici piețele sau piața locală de capital și așa mai departe să pice. Da. Iar, și asta vine iarăși pe o idee că în ziua de vineri de după referendum și în sesiunea de luni, luna următoare, când am înregistrat acele două sesiuni de scădere abruptă, n-au fost ordine mari de vânzare de la investitorii instituționali, să spun, da? De la big money, big players. A fost o grevă a cumpărătorilor, dacă vrei, o fi vândut retail, jucători mai mici, ăștia mari nu s-au băgat să vândă. Apoi, văzând piața mai jos cu peste 10%, intuind ce vor face băncile și mesajele care vor veni, înseamnă că ei au suit piața înapoi. Nu am înțeles. Da, cam asta e ipoteza. Da, 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 am înțeles. Bun. Hai să vedem. Da, sigur, e un insight foarte interesant. În continuare, eu cred că am rezervele mele. Eu cred că s-au intervenit sau au fost niște intervenții mai mari decât. Bine, nu cred că sunt foarte telegrafiate și foarte publice intervențiile astea, dar eu am părerea mea și e presupune destul de greu ca să mă schimb 100%. Eu cred că băncile centrale au fost în zilele alea mai prezente mai mult decât am fi noi inclinați în mod oficial, o de obicei să credem. Poate pe piețele de dobânzi, ca să zic așa, să nu se întâmple ceva cu o problemă de tezauri și valutare. Da. Dar zău, despre ce discutăm în momentul în care în urma situației create, randamentele titlurilor de stat au scăzut. Deci nici vorbă problemă de lichiditate. Știi? Da, da, da. Cum a fost după Lehman Brothers, cum a fost și la noi în țară, da? În timpul atacului asupra cursului valutar, în octombrie 2008, când titlurile, când dobânzile din piața monetară au crescut la stele. Nu s-a întâmplat acest lucru în piețele obligatare, să spun așa, din Occident. Din contră, am văzut titlurile germane la minime istorice. Nici acum nu suntem foarte departe. Bundurile la 10 ani poartă o dobândă de -0,16. Da. Deci s-au dus acolo, au cumpărat, n-a fost problemă de lichiditate. Da, da, da. Bun, știrea momentului sau știrea weekendului, Japonia. Premierul actual a câștigat alegerile cu o majoritate destul de confortabilă și, doi, se vehiculează pe Reuters despre o întâlnire la nivel înalt, în sensul că Ben Bernanke chiar fi fost și ar fi în momentul ăsta în Japonia și mulți atribuie acestui fapt o eventuală lansare sau conceperea unui pachet de nou pachet de stimulare monetară. O argumentare a politicilor Abenomics. Exact, da? Exact. În sensul că Japonia deja tipărește bani pentru a interveni în piețe și a cumpăra obligațiune. Dar dacă vrei, e cea mai tipăritoare bancă centrală. Dacă da, procentual la masa monetară, da, e cea mai agresivă. Și ca la clasele de active mă refer, da, tu. Adică e singura bancă centrală care intră direct pe bursă. Prin ETF-uri, Exchange Traded Funds, da, știi? Da. E cea mai agresivă. Exact. Da. Agresivă din punct de vedere ăsta de vedere. Și atunci, practic, avem în Japonia premierul care
a implementat măsurile astea, care a câștigat peste weekend alegerile cu o majoritate destul de confortabilă. Și doi, avem vizita fostului președinte Fed, care a fost cunoscut pentru faptul că și el, pe vremea lui, a implementat semnificativ măsuri de stimulare monetară, Ben Bernanke, fostul președinte al Fed, vizită în Japonia. Practic, piețele financiare vorbesc despre lansarea unui nou program. Mă rog, hai să spunem mai simplu, creșterea actualului program de stimulare, că nu e unul nou, complet nou, ci ar fi doar o creștere a actualului program de stimulare, prin care Japonia ar tipări o nouă cantitate de bani, care ar interveni din nou în piețele financiare, iar scopul final ar fi finanțarea directă a unor programe de construcție de trenuri de mare viteză sau, mă rog, stimuleze direct economia. Efectul? În față avem graficului indicelui Nikkei 225 sau JP225 ticker în platforma MetaTrader și vedem, e graficul la 4 ore. Deci astăzi practic avem o creștere foarte, foarte, foarte puternică. Dacă ne uităm la 4 ore, avem o serie de 1-5 lumânări cu asta inclusiv consecutive, destul de mari de creștere și ea foarte puternică. Motivul, Japonia clar se pregătește, după cum spuneam și în seminarele trecute, se pregătește de o nouă repriză de stimulare monetară. Dacă vorbim despre Japonia, nu avem cum să nu vorbim despre Nikkei și despre dolar yen. Ce mi se pare interesant este că, deocamdată, dacă ne uităm la graficul dolar-yen, trendul principal pe graficul ăsta este încă unul descendent. Adică cu toate că, hai să nu zic neapărat oficial, ci suntem așa, conform știlor de presă, suntem foarte aproape de momentul unei noi majorări, probabil semnificative, a stimulului entului monetar, yenul încă nu e pe un trend puternic ascendent. Este un moment... Nici măcar nu putem spune că a ajuns într-o zonă de consolidare, dacă ne uităm la grafic. Da. Da, exact. Deci să mai spunem de trend ascendent. Nu putem. Da, copii. Nici măcar nu s-a terminat clar actualul trend descendent. Sau poate s-a terminat și nu știm noi. Dar din grafic nu s-a terminat încă printr-o spargere sau printr-un element tehnic, în sensul că nici o linie descendentă n-a fost depășită efectiv și nici nu avem o zonă semnificativă de consolidare, cel puțin una clară, vizibilă. Și nici nu avem higher highs. Da, exact, sau higher five, noi maxime sau noi minime în creștere. Deci din punctul ăsta nu avem elementele. Întrebare, strict ca opinie personală și aici aș vrea să precizez că nu, sub nicio formă, nu facem recomandări de tranzacționare sau sfaturi sau ceva de genul ăsta. Strict suntem două persoane care ne dăm și noi cu părerea și trebuie luat doar ca atare. Strict informativ, nu sub formă de recomandări de tranzacționare. Întrebare. Crezi că ar putea fi un moment, așa, din știre, din piață, un moment interesant pentru a studia o eventuală poziție long pe USDJP pentru o perioadă ceva exact. Mai de timp? Nu spun exact. Următoarele 5-10 minute, nu știu, 3 ore, 20 de ore, ci pentru o perioadă mai lungă de timp. În sensul că dacă Banca Japoniei începe cu un proiect de genul ăsta, nu o să dureze o săptămână, după care gata, fâs. O să vină o perioadă mai lungă de timp. Crezi că e un moment de genul ăsta potrivit pentru un eventual loc de jupii? Exact despre asta vreau și eu să discut. Mai strânge puțin graficul, te rog. Așa? Constatăm două trenduri mari și late din ultimii 4 ani de zile de creștere a cotației. Da? Cel care începe acolo în septembrie 2012 și încă unul în iunie 2014 și în septembrie 2014, da? Da. Ambele au fost generate de Bank of Japan. Da. Care, practic, în de vreun an și ceva de zile, nu și-a mai augmentat programul. Au rămas, îi tipăresc, dar... Mai mult. Da. Ba mai mult. Au dezamăgit piețele cu ocazia a vreo două ședințe de politică monetară, când piețele se așteptau să anunțe un program nou și nu au făcut. Ok. Mai departe. Deci putem spune că o creștere a cotației dolar-yen este strict dependentă de ce dorește Bank of Japan. Ăsta primul punct. Următorul punct.
am putea spune că zona aceasta de 100 pentru cotație, 100, 101, 102, da? Hai să zicem 100. Am putea spune că este o zonă de suport acum foarte bună. Am să o pun oarecum un pic mai gros, așa, aproximativ. Așa, zona aceea, da? Ca o bandă acolo, să spunem. Da, nu pot pune linia asta mai groasă, dar e ca bandă. Da, 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 se înțelege. Zona 100-102, să zic, da? Intervalul acesta. Păi, cotația venind din 75. Nivelul acesta a fost inițial rezistență, a venit dedesubt, a reușit să-l spargă, un fals breakout, și după aia a stat acolo perioada aceea, martie-iunie 2014, da? Da. După care a venit din nou back of Japan. Deci am avut o fostă rezistență care apoi a devenit suport, ar putea să fie și acum suport? Ar putea să fie, bineînțeles. Da. Crezi că Banca Japoniei apără zona asta? Pentru că în perioada 2013-2014, o să-i bag în o zonă imediat shapes aici, vorbim despre zona asta de aici, când practic pentru 1 ianuarie până pe, hai să zicem, 2-3 de ani, deci cam 8 luni, efectiv codația OSDJP a stat, efectiv a stat pe zona asta, adică a încercat așa cumva să pici, dar n-a putut. N-a putut să străpungă zona asta. A fost suport de fiecare dată și de multe ori când a ajuns pe ea. E posibil să fie și acum suport și suportul ăsta să fie dat de Banca Centrală a Japoniei, care oricum de multe ori a mârit, între ghilimele, că nu-i convine un curs prea puternic. Da, asta spun, că există posibilitate. Deci, și atunci avem speculația de pe Reuters, pe care ai citat-o tu, da? Da. Avem alegerile. Da, avem partea tehnică, suport, rezistență, prag psihologic 100, da, whatever. Da. Și avem și situația din economie. Dânsii acolo, în țara soarelui răsare, da, au nevoie de un ien slab. Punct. Nu există semne de întrebare aici. Un ien slab înseamnă un ien care să fie măcar cotația să fie măcar la 110-115, cel puțin. Deși s-au simțit foarte bine când, după a doua intervenție, când cotația și făcuse obiceiul de a rămâne peste 120. Da, ceea ce... Deci coroborând toate acestea, mie îmi dă cu plus. Da, ce aș zice că așa, din punct de vedere al elementelor, așa cum le aliniezi în felul ăsta, probabilitatea este mai mare ca suportul, linia bleu de la 101 aproximativ, suportul ăsta să... Să rămână suport, da. Liviu, ai cumva un telefon pe lângă microfon pe acolo, ca să mai aud din când în când. Da. Așa, să audea un pic de... Un pic de păreal, așa. Așa, și mă gândesc că sunt șanse destul de mari ca suportul ăsta să țină. Ce nu-mi place este că, de obicei, din experiența mea, e un pic mai bine să ai și un element tehnic care să-ți confirme. În sensul că aș vrea ca liniile astea două de trend, linia de sus să zicem că mai e mult până aia, dar măcar linia asta de trend ascendent, aș vrea măcar asta să fie depășită, ceea ce nu este. Așa că din punctul ăsta de vedere, n-aș putea să intru, să zicem așa, cu mult entuziasm. Adică dacă aș vrea Radu, da. N-ai putea spune că ai un entuziasm foarte mare să intri long. Acum. Da, acum. Acum. Ce m-aș gândi eu mai curând ar fi o intrare în două trepte, două etape. Adică să zicem că aș vrea să deschid o poziție de, nu știu, zic un lot. Nu știu, am zis și eu o sumă oarecare, un lot. În loc să intru o singură dată, cumpăr de un lot, aș încerca mai curând să împart poziția respectivă în două sau trei poziții
poziții mai mici, adică un 0-3, 0-3, 0-3 de exemplu, și să le împart undeva pe o perioadă ceva mai lungă. Însemnând că, da, e o posibilitate să avem acum o creștere destul de puternică pe USDJPI, ceea ce ar fi, dacă ne uităm la Nikkei, uitați-vă ce a făcut Nikkei, care nici el n-a depășit linia asta de trend descendent, dar e o creștere mult mai agresivă aici. Deci aici a fost o creștere semnificativ mai agresivă. N-ar fi exclus să avem ceva de genul ăsta. O creștere mai puternică pe USDJPI, după care să mai avem și niște corecții. Niște corecții și retestări. N-aș exclude. Dar pentru că încă datele așa, cum, după cum le iei din presă și cum le citești, parcă se aliniază mai bine pentru o cumpărare. Dar din punctul meu de vedere ar fi bine de a urmărit împărțit în mai multe etape o eventuală poziție de cumpărare și urmărit undeva achiziții cam într-o zonă de genul ăsta. Adică n-aș exclude că nu o să mai vină pe Brexit sau mai știu eu pe ce, probabil Brexit sau situația băncilor din Europa, iarăși nu prea îmi place, să mai vină niște șocuri negative pe termen scurt, care să mai ducă yenul, USDJPI, iarăși undeva 101 sau poate un pic sub. Și atunci aș încerca să plasez niște ordine de cumpărare în mai multe etape, undeva aproximativ într-o zonă de genul acesta. Deci undeva, hai să zicem, un pic sub 101, aproximativ. Cam așa o văd eu. Și nu m-aș grăbi în niciun caz. Mai e o variantă. Da. Bun. Pe semne ceva mai riscantă, dar automat și cu potențial mai mare de câștig, da. Spre exemplu, dacă pe, nu spun recomandare, că nu este recomandare, pe scenariul tău, da. Dacă peste 3 zile vine Bank of Japan și anunță un nou program, tu nu mai ai pus să intri long. Aștept că trebuie să aștepți o scădere eventual, o corecție după. Dacă va mai fi, cum va mai fi, la ce niveluri ne așteptăm noi să crească în urma unei intervenții de acest gen a băncii centrale a Japoniei? Băi, te uiți, 108, primul prag ar fi cam 106. Ok, excelent. Scenariul meu ar putea să, repet, mai riscant, da, ar putea să fie plasarea unei suite de ordine de cumpărare cu stop la 106.50, dau un exemplu. Dacă vine Bank of Japan și augmentează acel program, piața va crește, cotația va țâșni și ordinul tău se va activa și astfel devii long după ce banca centrală a făcut intervenția, deci ai banca centrală de partea ta. Da, da, când face banca centrală o intervenție, evident că aruncă piața pe termen scurt într-o direcție. Nu e o probabilitate destul de mare să cumperi chiar pe maxime, după aia să vină o corecție temporară, mai mult sau mai puțin, și mă rog, peste mult timp, într-adevăr, să zicem, se duce mai sus, undeva poate pe la 1-100. De asta am spus că această propunere a mea este mai riscantă și n-am spus un singur ordin, ci o suită de ordine. Adică 106.50, 108.50, 111 și cum ai pus tu acum, 115 poate, da? Mă gândesc că dacă vine Bank of Japan și intervine, nu intervine să ducă cotația doar la 107. Că nu e vreo mare distanță până acolo, știi? Că atunci dacă se hotărăște să facă un pas decisiv, o duce în 115. Da. Și atunci tu te trigăruiești pe acele ordine și exact, la urmă vezi. Exact, dar dacă n-ai prea multă marjă, să zicem, cumperi la 106, prima reacție a pieței întotdeauna e una emoțională. Să află, zicem, vine știrea în piață și se află că da, gata, vine Banca Centrală Japoniei, face nu știu cât QE și se duce, prima reacție să ducă undeva pe la 106 sau un pic mai mult.
După care vine o perioadă de corecție, mai să liniștește un pic piața și după care în următoarele 3-4 luni, într-adevăr, ajunge la 115. Dar tu dacă cumperi la 106, prima reacție nu e mai curând probabil să-ți vină o corecție și poate nu ai suficientă marjă să o ții sau poate nu mai reziști psihologic, că ai cumpărat foarte sus și nu mai ai răbdare să mai aștepți încă 3 luni. Acum de la 106 la 104,50 trebuie să fii capabil să ții poziție. Nu există. Altfel înseamnă că tranzacționezi mult prea strâns. Am înțeles. Deci, adică trebuie să lași 2-3% minim, în cel mai rău caz, să lași viața să meargă împotriva ta. Și nota bene, la 106 ar putea să fie doar primul ordin. Adică prima treime, da? Cum ai spus și tu, acel 0-3 lot. Am înțeles. Diferența este că apuci să intri exact pe intervenția băncii. Altfel, cum ai spus tu, că acumulezi acolo în zona de 100, s-ar putea să te trezești într-o dimineață că piața e la 107 și tu n-ai apucat să cumperi. Și atunci, tot pe o chestie emoțională, să intri acolo și, știi, mă rog. Da. Adică e doar o diferență de metodă de tranzacționare. Repet, cel puțin la prima vedere pare mai riscantă decât scenariul enunțat de tine, dar are și un pic de reward potențial mai mare. Am înțeles. Așa, în general, nu vorbesc de USD JPY, ci în general, cam în pipi, cam cât ar trebui un trader să poată să reziste sau cât ar trebui ca să reziste poziția unui trader până când să-și ia stop loss-ul? Din punctul tău de vedere. Câteva sute, minim. Minim câteva. Adică nu e normal. Da, adică nu e normal să ți se foarfece contul în două. Spre exemplu, dacă ești long pe euro-dolar acum, la cât 110, la 1,1040 și dacă faci un 1,0850 pe final de săptămână, gata, contul e praf. Nu există așa ceva, nu trebuie să existe. Asta trebuie gestionată cu o prudență ceva mai mare, deci este măcar câteva sute de pip și acolo. Am înțeles. Rezervă. Am înțeles. Ok, înțeleg că tu ești adeptul mai curând tranzacționării pe termen ceva mai lung. Oarecum. În anumite situații, dar și așa am și tranzacționat până acum. În anii mei de experiență în piață, ori mergeam pe termene lungi, de multe ori prin tranzacționare de opțiuni, cumpărare de opțiuni, nota bene. Ce făceam, dar cu cantități mici, tranzacționam pe eveniment. Adică PNFP, CPI, retail sales, când era ședință Fed sau ECB, lucruri de genul ăsta. Și de regulă nu stăteam în piață mai mult de 25-30 de minute. Deci un om al extremelor, da? Da. Ca să glumesc. Dar dacă le combin pe cele două, îți dă o medie destul de acceptabil. Poziționată la centru. Adică nici overtrading, nici tranzacționare și investiție ca un fond de pensie, știi? Da, 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 am înțeles. Bun, uite, cineva cere euro-dolar și normal să ceară euro-dolar pentru că marea majoritate a traderilor noștri sunt axați pe euro-dolar. Ce știi sau cam cum vezi euro-dolarul? Aici cred că ar trebui să vorbim și despre datele de vineri. Băi, datele de vineri au ieșit... Știi că, să aduce aminte, că noi am discutat la NFP-ul celălalt. Care e și foarte prost, de altfel. Acel NFP cu două luni, adică. Acum o lună și două zile. Da. Când a ieșit acela. Era da, valabil, sigur. Precedent, cum ăsta de vineri, cel dinaintea lui. Da, da, da. Da. Deci cel cu 38.000. Și am zis, e un accident. Nu, e prea
gogonată, da? Da. E, și am mers noi pe ideea că o să vedem niște revizuiri din partea Bureau of Labor Statistics. Și exact asta a fost. Revizuirile au fost în minus. Asta... Au fost revizuiri. Am găsit direcția, dar nu mecanismul, știi? Da. În sensul că revizuirile pe minus au dus acel NFP și mai mult în jos, de la 38.000 la 11.000, dar... însă a supercompensat cu NFP-ul actual. Da, deci practic ea zice că e posibil să fi fost fie o metodologie un pic, hai să nu-i spun neapărat greșită, dar poate nu neapărat optimă din punct de vedere al medii. Dar dacă e să luăm ultimele două NFP-uri, practic numărul de joburi este destul de rezonabil. Nici foarte mare, nici foarte mic. Pentru că avem acum o lună și ceva unul foarte prost și avem vineri unul foarte bun. Ok, și dacă le faci pe medie... Exact. Și dacă ne uităm, dacă ne imaginăm un grafic gen medie mobilă pe NFP. Da, da, exact. Dacă ne imaginăm, constatăm că situația e sub 200, de un pic sub 200. Ca luna trecută, nici atât de bună ca la actualul raport. Și aici revin cu aceeași idee, personal nu înțeleg din ce cauză piața se ia și media financiară internațională se ia atât de mult după acest NFP de la Bureau of Labor Statistics, când are la dispoziție un instrument care s-a dovedit a fi mult mai accurate. Raportul ADP. Cel care se publică miercurea de dinaintea NFP-ului. Da, e o firmă privată, ADP-ul. Da, e o firmă privată care se ocupă cu calculul fluturașilor de salariu. Da. Deci nu face statistic, cum face Bureau of Labor Statistics, da? Nu e un indicator, nu vine cu acest indicator prin sondaj, ci pur și simplu în urma datelor pe care le are, repet, este o companie care se ocupă cu completarea fluturașilor de salariu, ca să mă exprim așa. Și face aceste operații. Și are o bază de clienți mult, mult, mult mai mare decât acele șantion de la Bureau of Labor Statistics. Deci, din acest punct de vedere, au fost mult mai acuri. Și au fost multe situații în care, în urma unor divergențe apărute, chiar și pe un interval ceva mai lung de timp, un trimestru și ceva, spre exemplu, între raportul ADP și raportul de la BLS, de la Bureau of Labor Statistics, până la urmă, repet, în urma unei divergențe, până la urmă Bureau of Labor Statistics a venit cu revizuiri. Da. Și a făcut astfel încât cele două să combeagă. Da. Deci recomandarea mea este, și aici pot... într-adevăr, să fac o recomandare, uitați-vă, doamnelor și domnilor, cu foarte mare atenție și la ce spune ADP. Repet, este un raport care se face public în miercurea de dinaintea zilei de vineri cu NFP-ul, la ora 3 și un sfert, ora București. Da. Asta ce înseamnă practic? Datele astea foarte, foarte bune, plus faptul că Brexit-ul până la urmă s-ar putea nici să nu mai fie, poate va fi, poate nu va mai fi, dar oricum băncile centrale de peste, din partea asta la alta, o Atlanticului, sunt la posturi. E posibil ca Fed să vină din nou și poate să crească dobâna sau rămâne în continuare nicio șansă pe dobândă anul ăsta. Pentru că mă uit din punct de vedere al euro-dolar. Avem pe de-o parte, hai să spunem, o mișcare bearish, în sensul că avem aici practic o depășire a liniei de trend ascendente. Dar pe de altă parte, ultima mișcare, și anume asta de aici, nu a reușit încă să facă noi minime. Și parcă mai curând, pe termen scurt, m-aș ghida pe mișcarea asta, parcă mai curând aș vedea o rezolvare ascendentă decât una negativă.
pe termen scurt, nu spun că pe termen lung, dar parcă pe termen scurt, strict ca opinie personală și subiectivă, mai curând aș vedea o continuare ascendentă a mișcării astea. E drept, s-ar putea ca pe termen scurt să avem parte de o repriză de creștere și după aia să avem în continuare scăderi mai mari, undeva pe termen ceva mai lung. Aici suntem, seamănă cumva situația cu cea de la dolarie. Adică nici nu putem spune că trendul de scădere s-a terminat. Da, nu. Doar că pare pur și simplu că e o situație un pic mai echilibrată în sensul că nu e... Este că avem o zonă de consolidare, putem spune. Da, și că nu e, nu e clar gata că de acum Banca Centrală Europeană se apucă și tipărește disperat. E mai probabil ca ECB-ul să se apuce să augmenteze programele acum în urma Brexitului decât înainte. Da, este mai probabil. Dar pur și simplu nu pare cu foarte că... mult, pentru da. Că și acea probabilitate de a se întâmpla Brexitul e mai mică, dar dacă e ca băncile din Anglia să sufere, se poate trimite o undă de șoc, să spunem, în întreg sistemul financiar bancar european. Ne aducem aminte de Deutsche Bank, ne aducem aminte și trebuie să ne uităm cu multă atenție la ce se întâmplă cu băncile din Italia, cu acea propunere a premierului de a interveni ca stat să sprijine băncile, să primească practic un ajutor de stat, partea guvernamentală, acea opinie exprimată la finele săptămânii trecute, cum că ar trebui undeva pe la 150 de miliarde pentru sistem să se mai dreagă puțin. Deci lucrurile nu sunt foarte rost din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, șansele ca Federal Reserve să ridice dobânda cândva în acest an, au început așa ușor să crească. Mă uitam pe acel site de la Chicago Mercantile Exchange. Șansele pentru un interval de 50 până la 75 de basis points au început să crească undeva spre final de an. Spre exemplu, 29,6% probabilitate, 29,6% probabilitate ca Fedul să miște dobânda la ședința din decembrie. Cu alte cuvinte, piețele și... devin ușor mai pozitive, să spun așa, în ultima perioadă. Bine, dacă sau hai să spunem, intuiesc, cred că cel mai corect ar fi să spunem că piețele pun deja în preț un Fed mai puțin dovish. Da, sau... Da, sau cu altfel spus, uite că totuși Brexitul ăsta nu e chiar așa sfârșitul lumii și probabil că ori, chiar dacă o să se întâmple, probabil că o să fie destul de mult diminuat, întins pe mulți ani, probabil că în Anglia oricum nu o să iasă din toate zonele, deci până la urmă nu o să fie chiar așa mare sfârșitul lumii Brexitul ăsta, dacă va fi, dacă va mai fi. Da, deși acum trebuie să-și aleagă un nou premier, să vedem cu ce gânduri va veni. Da, trebuie să se hotărească dacă chiar și Parlamentul până la urmă trimite, deschide... Nu, premierul trimite în urma unui mandat din Parlament. Premierul trebuie să trimită acea notificare cu da, dar întrebarea e dacă Parlamentul va mandata pe premier, adică va trimite notificarea premierului, să o trimite și el mai departe. E, adică până la urmă, strict juridic, dacă nu știu, votul e consultativ. Adică Parlamentul poate să spună, știți, noi considerăm că ați votat cu stângul și asta e. Parlamentul este pro-Uniune. Da, 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 păi de asta zic. Parlamentul poate să spună, noi ne-am gândit mai bine și lasă-ți mai moale cu Brexitul ăsta că scârzi. Și poate să zică ceva de genul ăsta dacă vor. Da, dar nu e ok, în fine. Da. Doar că într-adevăr, ziceai și tu și văd din ce în ce mai multe mesaje că ce ar fi dacă găsim o modalitate să nu-l mai facem. Bun, hai să încheiem da, cu... Da. Da. Hai să de încheiem... Ce am spus, doar o scurtă paranteză, de ce am spus da. Că n-ar fi bine să nu se facă Brexitul, nici de cum din considerente de piețe sau ceva de acest gen. Nu.
n-ar fi bine din punctul de vedere al democrației. Da, asta, vot, aici sunt de acord. Trebuie să-l respecti. Aici sunt, sunt bunul rău, ăla ai votul, trebuie să-l respecti, nu există. Prostia a fost, de fapt, s-a consumat în momentul în care s-a decis organizarea acestui referent. Și aici principalul vinovat și David Cameron, clar. Responsabil este David Cameron. Da, clar asta, clar asta. Acum, pentru euro-dolar, ai vreun scenariu așa pe termen mediu sau scurt? Ai vreun scenariu punct? Asta e graficul de euro-dolar. Îți dau un răspuns la fel de scurt. Nu, punct. Cel puțin acum. Deci, practic, din punctul tău de vedere, moment, deci, în momentul ăsta, euro-dolar... Între 1,08 și 1,13, pe cuvânt că nu știu ce s-ar putea întâmpla sau care ar fi mai probabil pe termen scurt, de să zicem o săptămână, 10 zile. 1,08 și cam ăsta e intervalul 1,08 și 1,13 aproximativ. Și da, o figură și 150 de pips în sus, 150 de pips în jos, pe cuvânt, n-am idee. Am înțeles. Deci, practic, tu spui acum că pe termen scurt, mișcarea pe dolar e destul de incertă, fiind și oarecare zonă de, hai să spunem, un fel de consolidare. Poate ușor consolidare descendentă, poate. Și atunci, fiind o zonă de consolidare, pe intervalul ăsta nu e... Nu avem o poziție clară sau un randament optim pentru nici pentru long, nici pentru short, și atunci dacă nu ai o poziție foarte clară, nu ai o strategie foarte bună, nu ai un punct optim și un randament bun, atunci e cel mai bine să nu te bagi. Adică până la urmă sunt atâtea perechi, nu trebuie să insiști foarte mult pe una singură dacă nu ai sau nu vezi o oportunitate foarte clară pe aia. Și atunci cauți ceva, o altă pereche care să-ți ofere o oportunitate ceva mai bună. Și dacă nu ești convins de un anumit trend, poți să stai și câteva zile fără să ai poziție pe pe acel instrument, până te lămurești într-un fel sau altul. Da, sau până când îți faci un scenariu cu un randament bun. Da. Așa. Mai avem o rugăminte pe liră. Da, avem mult mai mult, avem mai multe, dar nu știu dacă o să putem să le luăm pe toate. Hai să ne uităm pe liră. Și aș vrea eu să pun două, ok, liră, dar sunt două, de fapt, lire, pentru că aș vrea să ne uităm și pe liră, dar și pe liră versus yen japonez. Liră, în principal, înseamnă GBP/USD, dar hai să ne uităm și pe GBP/JPY, dar o să începem totuși cu liră, varianta clasică GBP/USD, că asta e, până la urmă, mama tuturor. Liră versus dolar. Aici îmi trebuie graficul săptămânal ca să... Nu fac nici ăla, nici graficul lunar. Nu, daily. Da. Nu vreau să văd așa un minim relevant în urmă, dar nici măcar pe graficul lunar nu am. Deci mă uit cu 30 de ani în urmă și tot nu mai găsesc. Păi 31 de ani a fost distanța până la precedentul minim. Deci n-ai cum. Da, exact. Aici... Din punctul meu de vedere, aici eu aș putea să zic că nu prea m-aș uita. Pare acum, așa strict că pare, dar vezi, pare ăsta nu e neapărat o discuție de tranzacționare, știi? Adică, ce faci? Bă, mi se pare că nu știu ce, ok, dar banii cum îi pui? Nu știu, mi se pare că... Pe mi se pare nu prea e de intrat, dar așa cum văd eu perechea asta, mai curând ar urma o repriză de creștere undeva spre iar 1,32-33 aproximativ, hai să zicem, fosta zonă de consolidare, adică undeva prin zona asta. Nici măcar nu o să pun o linie, o să pun doar o zonă, pentru că liră, zonă e linie foarte puțin. Deci mai curând aș vedea o repriză de creștere, revenire undeva spre zona 1,34-1,32 aproximativ. Deci undeva spre zona asta. Din punctul meu de vedere, iarăși valabil în continuare, volatilitatea se zice că în general vine brusc și pleacă greu. Deci în următoarele luni m-aș aștepta la mișcări relativ măricele pe liră. Strict, ca așa, ca opinie, nu ca scenariu, pentru că nu prea am un scenariu foarte bun de tranzacționare aici, pentru că volatilitatea mi se pare foarte, foarte mare. Mai curând m-aș uita pentru o revenire a lirei undeva în zona
1.33 plus minus 100 de puncte, poate chiar plus minus mai mult. Asta se va întâmpla în anumite condiții. Dacă datele pe un interval mai lung de timp, spun, poate până la toamnă, da, undeva, poate septembrie sau... dacă datele pe care le vom vedea din sfera macroeconomiei Marii Britanii, septembrie nu o să registreze... Da, pe de asta am spus. Deci dacă datele nu vor veni la fel de proaste precum se pune în preț acum, da, vor veni mai puțin proaste, să zic așa, atunci măcar runda a doua de scăderi pe care am avut-o, am avut cele două lumânări mari de vineri și de luni când cu Brexitul și apoi încă două lumânări când am atins minimul. Da. O să indici pe grafic acolo. Adică asta a fost, să zicem, minim absolut. Nu minim absolut, dar să zicem așa, o zonă foarte minim. Acolo s-a ajuns prin două sesiuni de scădere, una amplă și una ceva mai puțin amplă. Da? Alea au fost ca urmare a ideii de relaxare monetară. Quantitative easing, dacă e nevoie și așa. Astea două lumânări de aici. Exact, zona de acolo, da. Aia s-a pus în preț. Dacă economia se va șubrezi foarte mult, Bank of England va interveni cumva. Da? Prin dobândă, prin quantitative easing, injecții, whatever. Am înțeles. Și tu zici că, practic, dacă... Datele macroeconomice nu o să intre în picaj, atunci efectul acesta îl putem elimina. Și atunci cotația va câștiga exact acele cale. Am înțeles. Deci, practic, revenirea asta de, hai să zicem, 3-400 de pips, aproximativ 3-400 de pips, va fi în funcție sau va fi în principal, ar putea fi în principal în funcție de cum vor evolua indicatorii economici în perioada imediat următoare. Dacă scad destul de brusc, atunci probabil că nu o să revină prea mult. Dacă economia și zona financiară și indicatorii economici arată destul de rezistenți la efectul Brexitului, atunci probabil că scăderea asta, zona albastră, o să fie retrasă și mai vedem mai încolo. Da, exact. Bun. Acum șansele ca economia să nu pice, să intre în picaj. Sunt mici. Rămâne de văzut cât de repede. Ne aducem aminte de finalul săptămânii trecute când am văzut picajul pe acel indicator de încredere. Da. Da. Hai să uităm. Zone de retail și astea care se plâng, că pur și simplu lumea nu mai intră în magazin. Da. Plus imobiliare, deci e complicat. Imobiliarele iarăși va fi clar o mare problemă în Londra, pentru că deja e posibil ca unele bănci să-și mute o parte din operațiuni și practic zona imobiliare din Londra de asta era sprijinită. De faptul că era centrul financiar al Europei și de faptul că toată lumea sparca bani acolo. Dacă... Băncile aveau acele condiții supra-relaxate de business. Exact. Și dacă o parte din business se pleacă de acolo, automat și prețurile imobiliare se duc cu ei. Bun, din punctul meu de vedere, o pereche importantă ar putea fi și, sau interesantă, cel puțin ar putea fi și GBP-JPY. De ce? Pentru că e posibil, n-a zice 100%, dar e posibil ca lira să mai aibă parte de niște corecții în perioada următoare. Yen, iarăși el ar putea să aibă parte de niște corecții, deocamdată încă nu. De ce am zis totuși GBP-JPY? Pentru că Admiral Markets oferă un instrument care se cheamă Heatmap, pe care sau e la analiză performanța relativă Forex. Analiză performanța relativă Forex, care este pagina asta de aici. Și dacă ne uităm în ultimele 48 de ore sau două zile, cea mai mare mișcare
din piața Forex de departe a fost GBP/JPY. Deci, practic, pe yen versus liră, de aia m-a și ales graficul ăsta, pe yen versus liră am avut cea mai mare mișcare în ultimile 48 de ore / 2 zile. Cum crezi că ar putea evolua perechea asta sau vezi vreun scenariu pe perechea asta în perioada următoare? Pentru că s-a mișcat destul de mult și dacă s-a mișcat destul de mult, probabilitatea, zic eu, e destul de mare să mai avem mișcări destul de mari. Și atunci vrei în general să tranzacționezi perechi cu mișcări destul de mari. Vezi în vreun fel ieri? Din punct de vedere risk-reward, putem spune că avem o poziție pe dolar yen cumulată cu o poziție pe liră sterlină dolar. Deci practic se adună sau se mulțesc riscurile și randamentele, știi? E ca și cum compui două funcții, la asta mă refer. Nu știu, aici e războiul dintre Banca Centrala Angliei și Banca Centrală a Japoniei, care intervine și cum și care... Nu e un război direct. Nu e un război direct. Mă rog, confruntare. Da, nici măcar o confruntare directă, pentru că în piața reală, adică Japonia și Anglia n-au... Deci cotația GBP/JPY va crește dacă Bank of Japan anunță program de relaxare și așa mai departe, da. Da. Dacă, practic, GBP/JPY înseamnă că yen se depreciază. Dacă exact. Lucrurile în Anglia nu se întâmplă atât de rău pe cât s-a presupus inițial, iarăși lira se întărește. Exact. Exact. Și atunci e o pereche care ar putea avea, zic care cumulează riscul yenului și riscul lirei, dar și potențialul de câștig al yenului și potențialul de câștig al sterlinei. Deci, practic, dacă cumva în perioada următoare fie mizăm pe faptul că Parlamentul Britanic nu prea o să vrea și o să caute soluții, să o dea la întors cu referendumul. Adică, cu alte cuvinte, hai să vedem cum facem să nu mai ieșim sau să ieșim doar așa, să mimăm o ieșire, cum am știu, scoatem o mână afară, de fapt, doar. Deci dacă mizăm pe chestia asta sau mizăm pe faptul că Banca Centrală a Japoniei va împinge destul de curând un nou pachet de stimulare sau pe amândouă, atunci asta ar putea fi o pereche foarte interesantă. Da, cu siguranță. Dar iarăși mare atenție că pe o situație de genul ăsta te poți și prăji foarte rapid. Da. Dacă se întâmplă invers, pentru că ai... trebuie considerat că acest Relative Performance Index, da, la care făceai tu referire, se întâmplă numai în direcția poziției tale. Se poate întâmpla și invers. Da, da, da. Da. Bun. Okay. Era o întrebare cu indicele DAX 30 din Germania. Și cu S&P 500, și cu Euro, JPY, și cu USD, Yen, și JPY, și mai multe. Mai multe întrebări. Ai cu DAX-ul, cu S&P-ul, cu DAX-ul, zic. S&P-ul e la maxim istoric, intrăm în Uncharted Territory, nu știu. Dar acolo vor fi alte necazuri, nu pe chestii de analiză grafică. Da, hai DAX. Asta este DAX. Higher lows. Vedem. Sincer, nu încă. Mă gândeam la higher highs, higher lows, da. Vedem higher lows. Și cu februarie, Radu, și cu februarie. Poți să-l pui și pe minimul din februarie. Da. Da, dar aici, practic, dacă e să mergem pe trendul ăsta, poți să zici că și minimele de aici sunt mai mici decât niște minime din trecut și sau că sunt o succesiune de astfel de minime. Nu m-aș uita prea mult față de cele din februarie. Aș merge mai curând, cel puțin eu văd în felul următor. A existat clar un trend ascendent. Linia asta, hai să nu fac roșie, că nu e caracteristică, hai să fac blu. Linia asta blu. Clar, a fost un trend ascendent. Care a fost depășit? Nu mai e clar trend ascendent. E trend descendent, având în vedere că avem aici un
minim în creștere, nu prea e nici trend descendent, sau cel puțin nu e un început foarte clar, convingător de trend descendent. Deci seamănă oarecum cu euro-dolarul și aș putea zice că dacă e să facem și un fel de deviație standard, hai să, să o trasez practic, în ultimile zile, am putea avea un fel de trend descendent aproximativ cam așa ceva. Deci un trend descendent foarte, foarte larg, foarte larg. Și mai curând, pe termen scurt, mișcarea parcă mai curând aș vedea o continuare, doar că această continuare ar fi o parte mai mică dintr-un trend descendent mai mare și încă nu foarte puternic. Nu un trend descendent cu adevărat foarte puternic, deci ceva de genul ăsta. Cam așa aș vedea eu DAX-ul în prezent. Plus încă un element interesant este pragul de suport, rezistență, suport, rezistență, suport, rezistență, că mereu se schimbă, 9800 sau ar putea zice chiar aproape de, nu 10.000, dar hai să zicem 9800 și un pic. Din punctul meu de vedere, dacă în ultima perioadă pragul ăsta a fost atât și atât de forfecat, probabilitatea este foarte mare să fie în continuare forfecat. Și atunci, practic, dacă prețul se duce foarte ușor 1-200 de euro sub 9800, la 1-200 de euro la peste 9800, probabil că foarte ușor se va duce, la fel de cum s-a dus ușor în jos, la fel se va duce foarte ușor și în sus. Și atunci, practic, din punctul meu de vedere, avem practic aici, în zona 9800 și chiar aproape de 10.000, un fel de zonă foarte slabă cu volum, adică volumul e foarte slab în zona respectivă, și vânzătorii puternici sunt undeva în partea de sus. Hai să-i fac o linie roșie puternică. Aici aș considera eu că sunt cu adevărat big money pe vânzare și aici cu adevărat vei întâlni, sau mă rog, piața va întâlni niște ordine foarte puternice sau, de vânzare. Sau big money care să intre din nou pe cumpărare dacă piața depășește acel nivel. Da, sau dacă se duce peste nivelul ăsta, peste aici undeva, mult peste zona asta, vor intra din nou big money, adică undeva în sus, peste 10.400 să zicem aproximativ. Iarăși de aici probabil că vor intra big money. Dar până aici piața cred că se mișcă foarte ușor. Ce în trecut s-a mișcat foarte ușor și în sus și în jos și în sus și în jos, cred că în continuare se va mișca foarte ușor și în sus și în jos și în sus și în jos. Pentru că nu cred că e prea multă lichidat aici. Și atunci m-aș uita undeva în partea de jos, aproximativ în zona asta, unde e linia verde, pe care o fac verde acum, pentru ordine mai puternice de cumpărare și undeva în zona de sus pentru ordine mai puternice de vânzare. Tot ce este între, mi se pare o zonă de lichiditate foarte slabă, unde, sincer, orice ordine un pic mai mare și orice zgomot de fond împinge foarte ușor în sus și în jos. Deci o harcea pace acolo. Efectiv, o volatilitate foarte mare pentru că e o lichiditate foarte mică în zona asta. Și atunci, din punctul meu de vedere, nu m-aș uita decât ori vânzare undeva 10.400-10.300, evident cu o posibilitate de stop loss dacă văd că sparge și se duce mai sus, și cumpărare undeva 9.200-9.100, nu știu, aproximativ undeva cam pe unei linia verde, da, sau, cu stop loss evident. Ăsta ar fi scenariul meu. Seamănă scenariul tău și cu scenariul meu, cu o singură diferență, sau cu o singură, de fapt nu e diferență, te completez. De văzut, uite că ai pus acolo RSI-ul, da? Da. Oscilatorul. Da. Suntem undeva în no man's land, undeva o bățim pe la jumătate, da? Exact, exact. E, hai să vedem, când vindem când ajunge sus și cumpărăm când ajunge la pragul de jos, nu? Adică identificăm situațiile de overbought sau de oversold. Deocamdată nu suntem nici așa, nici așa. Da, deci practic nici oscilator RSI, sau mai bine zice oscilator RSI, spune cam același lucru. Că nici căgă, nici sus, nici jos. Deci, da, undeva... dacă ești long, rămâi așa. Asta da. Îți spune. Da, dacă ești short, rămâi așa. Practic, din punct de vedere al money management, să tranzacționezi, din punctul meu de vedere, în zona asta, e cam 50-50. Deci, practic, cam dai cu bani. Ai șanse 50% să o nimerești, 50% să nu o nimerești.
Cam așa o văd eu. Deci efectiv e cam dai cu banul dacă te bagi în zona asta. Te uiți la S&P, să zic. Da, sau poți să... Dar, în fine. Tu spui că practic te uiți la S&P 500. Spui că, uite, ăsta e foarte aproape, nu știu, chiar a făcut noi maxime sau... Cine? S&P? Da, e... da, a făcut. Tehnic a făcut noi maxime. Da. Și atunci spui, da, okay, da, te uiți un pic cu ochiul în America, ăsta a făcut noi maxime. Și atunci poate că și pe DAX să mergi, ok, să ține un pic după America, e, deci șansa poate un pic mai mare să meargă în sus. Și îți mai spun ceva, ochiometric, n-am contorizat, n-am calculat, dar ochiometric pe sesiunile astea de revenire în urma Brexit-ului, DAX-ul a fost outperformer. Adică acel Relative Strength Index l-ar avea pe DAX în top acolo. N-am înțeles. Bun, dacă am apropiem de final, mai avem foarte puțin timp de fapt. Așa, doar o întrebare, cam cum vezi S&P 500 și prin faptul că face noi maxime istorice? Bine, adică e încă foarte puțin, e incipient, cu câțiva dolari peste maxim, dar strict tehnic e un nou maxim. Are vreo 10 puncte. Da, e destul de puțin. Nu poți să zici că clar a spart pragul respectiv, clar a face noi maxime, a consolidat și de acum urmează un deceniu de creștere neîntreruptă. Da? Cam cum... Dacă... Eu îmi trece așa un gând mai năstrușnic prin cap, că mișcarea asta nu are neapărat, repet, nu că nu are complet, nu are neapărat vreo mare legătură cu ce am văzut la NFP. Contează și NFP-ul, dar nu, poate că nu primordial. Impresia mea este că big money încep să pună în preț rezultate mai bune pe care o să le vedem din partea corporate America. Asta este, în ghilimele, suspiciunea mea, ca să zic așa. Suspiciunea mea pozitivă, da? Înțeles. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, te aștepți că ca scăderea, că practic până acum oficial, nu avem ultimele date, dar oficial avem, dacă nu mă știu, vreo 5 sau 6 trimestre consecutive de scăderi de venituri în SUA, pe companii. Mai mici, da. Da, și e posibil ca, într-adevăr, dacă or veni date bune, asta ar fi primul trimestru în care se termină, se închide ciclul ăsta relativ nefast. Da, și mai ales că, deci o să avem Q2 acum. Da. Q1 a fost unul dintre cele mai slabe trimestre din ultimii ani. Da, îți spun, deci 5 sau 6 trimestre consecutive de scădere de venituri. Da, da. Acum, riscul este imens, pentru că ai o piață la maxim istoric, care a ajuns acolo în... Nu se știe cum și nu e limpede pe ce se bazează, da? Dacă ne uităm la valuations, o să constatăm că... E destul de mare. Da, acțiunile sunt fără piață în sine, e foarte, foarte scumpă în Statele Unite. Per mediu, pe S&P, la 18-19, e statistic mult. Și atunci, ori corectează piața... Ori companiile vin care, cu niște super... profituri. Exact. În excuse to sell ar fi fost cu ocazia Brexit-ului, dar n-am văzut prea mari scăderi pe acolo. Adică cred că chiar mai mult s-a cumpărat, practic, pentru că a scăzut ziua respectivă și după aia au retras-o imediat scăderea, adică chiar s-a... Acolo mișcarea s-a decontat mai mult prin dinamica VIX-ului decât prin dinamica pieței de capital. Da. E posibil să fie intervenție și să fie pus în preț faptul că Fed s-a agățat, a găsit motivul cu Brexit, a găsit o lună mai slabă de piață de capital și gata, anul ăsta nu mai face nicio majorare, că uite, e posibil să fie probleme. E posibil să se pună în preț chestia asta? Probleme și... Nu, din contră, se pun în preț aspecte pozitive pentru mine. Riscul, repet, este ca acelea să nu se întâmple, adică rezultatele financiare. Am înțeles. Ar putea să aibă ceva legătură cu Japonia? Nu cred.
Nu cred. Adică nu, Wall Street-ul nu se ia după ce face Nikkei. Uh-huh. Nu prea. N-am înțeles. Bun, deci cu alte cuvinte, încă deocamdată precauție maximă, chiar dacă a spart strict tehnic cu câțiva dolari acolo maximul istoric, încă mișcarea e mult prea incipientă și ar putea să fie chiar o mișcare falsă. Da, rămâne de văzut. Da. Cu alte cuvinte, încă nu e mai bine de așteptat decât de tranzacționat în momentul, în momentul de față. Sau de tranzacționat, dar cu sume mici. Adică da, fără să mici. Implicăm foarte mult din cont, astfel încât să putem să stopăm, dacă mișcarea nu e bună, să stopăm și fără să pierdem foarte mult, sau să putem ține poziția mai mult timp. Da, da, să avem o oarecare lejeritate din, din acest punct de vedere. Bun, cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Radu? Da. Îți mulțumesc pentru, pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și încă o dată vă spunem că cele auzite în, auzite de dumneavoastră în cadrul acestui webinar nu reprezintă recomandări de tranzacționare, ci doar niște opinii personale. Atât și nimic mai mult. Radu, da, mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și noastră, să aveți o seară plăcută și o săptămână cât mai profitabilă.